astăzi, 17 aprilie 2023, a fost convocat în ședință ordinară prin dispoziția primarului numărul 56 din 10 aprilie 2023. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi. Bună ziua! Conform dispoziției primarului, sunteți invitați să participați la ședința ordinară a Consiliului Local Pâncești în data de 17 aprilie 2023, orele 10. Astăzi, pe ordinea zi, avem 4 proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului achiziții mobilier și echipamente digitale necesare desfășurării activității digitale a școlii gimnaziale numărul 1 Pâncești, Comuna Pâncești, județul Bacău, în cadrul apelului de proiecte, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 15, educație, inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect de hotărâre numărul 2, privind aprobarea planului urbanistic zonal construire parcuri eoliene Balcan 2, aplasat pe raza Comunei Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect de hotărâre 3, privind înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Comunei Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect de hotărâre numărul 4, privind aprobarea actului adițional numărul 3 contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare, instalații numărul 1078, 1087, 16/4/2018, încheiat cu SC Ecosud ESA, inițiator primarul Comunei Pâncești. Facem două suplimentări. Da, haideți să spunem. Bună ziua și bine ne-am venit în ședința din motive obiective, au mai apărut în ultimele două puncte care ar trebui să le cerem aprobarea Consiliului Local pentru suplimentare. Deci ar fi proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului de 80.603 metri pătrați pășurile din T52 parcela 1164, una Pâncești, județul Bacău, proiectul 5, proiectul 6, proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public a terenul de 145 metri pătrați, curs construcția ferind bazinul de apă. Și când ajungem la dezbatere și dăm explicații de ce implică. Da, și ce s-a vorbit pe ce se va lua și din supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară, sunteți pentru, abține, contra, s-a votat în unanimitate. Trecem la proiectul numărul 1. Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi de astăzi. Sunteți pentru, împotrivă, abțineri, s-a votat în unanimitate. Deci trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului de achiziție mobilier și echipamente digitale necesare desfășurării activității didactice a școlii gimnaziale numărul 1 Pâncești, Comuna Pâncești, județul Bacău, în cadrul apelului de proiecte dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și unităților conexe, finanțat de Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 15, educație, inițiator primarul Comunei Pâncești. Dau cuvântul domnului primar. Domnul consilier, după cum știți, am mai discutat și la alte ședințe anterioare că am intenționat și urmează în câteva zile, chiar și motivul convocării ședinței de astăzi a fost că pe data din 19 se închidea, era perioada de depunere a proiectelor pe PNRR, Plan Național de Redresare și Reziliență, privind achiziții de mobilier și echipamente digitale necesare de desfășurarea activității didactice a școlii gimnaziale numărul 1 Pâncești, cum a Pâncești, județul Bacău. Deci proiectul este finalizat. Sperăm să avem un punct de destul bun să fie și aprobat. Valoarea proiectului, să luăm câteva date, așa, valoarea proiectului este 768.494 lei, 38 fără TVA, plus 144.000 TVA, deci 154.000 de euro și TVA 2.930.000, deci 190.000, aproape 200.000 de euro, care se vor
din care se vor cumpăra, conform proiectului, mobilier pentru asigurarea echipamentelor și resurselor tehnologiei digitale pentru unități de învățământ, asigurarea dotării pentru școli, săli de clasă, universitare și laboratoare, atelier școlare și alte, ce include proiectul. Și atunci o să vă spun cam ce o să cumpere. Școala gimnazială numărul 1 Pâncești, școala principală aici, comuna Pâncești, o să fie dotată cu mobilier și echipamente electronice pentru buna desfășurare. Este școala primară Zlobozia, școala gimnazială Petre, școala Soci, grădința Pâncești, una asta de lângă noi de aici. Scopul acestui proiect este reprezentat așadar de creșterea performanței și a rezultatelor școlare ale elevilor, extinderea utilităților tehnologiei digitale în procesul de predare, specializarea resurselor umane aplicate în domeniul educației preuniversitare și utilități tehnologiei digitale, beneficiază de sprijin financiar din fonduri externe, deci școala mai beneficia de un program PIPOC, Planul Operațional de 2014-2020, cu achiziții de tablete. Și-a primit, școala mai primit 60 de bănci duble dintr-o sponsorizare care la fel au fost căzute din proiect. Deci în afară de ceea ce s-au primit în ultimii 2 ani, la majoritatea proiectului se cer investiții în ultimii 5 ani, vor fi schimbate tot mobilierul din toată comuna, la toate prin proiect se propune echiparea 14 săli de clasă cu echipamente TIC și respectarea standardelor de echipament a unei săli de clasă și dotarea 14 săli de clasă și 5 săli de grupă cu mobilier și respectarea normativelor din dotarea minimală. Proiectul propune și dotarea unui laborator de informatică, echiparea lui cu echipamente TIC cu respectarea standardelor de echipament. Maria a unui laborator de informatică. Durata de implementare a proiectului 0106-2023 până în 2026, da, fiind achiziții cu dotare, se va implementa mai repede. Toată suma este eligibilă, deci banii vin toți din fonduri europene. Poate încerc să obligă să asigure resurse financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării sau dotării ulterioare a cheltuielor de instrumentare structurală. Deci se referă dacă o să mai fie, eu știu, alte cheltuieli neeligibile cu consultanța sau cu, mă rog, ce o să fie, dar astea sunt sume mici care nu... Da, așa avem aici tot număr de ele, care nu știu dacă cazul să le mai citim, deci... Pe componenta 15 pe care e depus proiectul de dotare sunt bani și sunt convins că proiectul va fi eligibil și se va implementa, se va realiza. Asta e punctul 1. Ai înțeles, Fulgerișul, Stima? Nu. Deci e vorba de școlile care au copii, care funcționează cu copii, dacă ați observat. Deci grădinița Pâncești, școala Pâncești 2. Fulgerișul, dacă nu are... Fulgerișul și DNS sunt școli în conservare, dezactivate, care nu sunt active. Și avem obligația noi ca OTS să le facem o minimă de întreținere. Chileveniu? Nici atât. Nu, în conservare și aia. Dar acum, dacă tot e vorba de școală, vreau să vă reamintesc că cu câteva săptămâni în urmă am semnat contractul pe PNR la București pentru școală de centru, unde se va... eficiența energetică a școlii în general numărul 1, unde se va face o modernizare și reconstrucție conform cabinetului cultural. Și trebuie să găsim o soluție unde, în timp de 2-3 ani, zile vor funcționa clasele care au fost în școală, ce urmează să intre în reabilitare. Suntem pe procedura de achiziții de constructor, de asta speră că până în toamnă să desemneze constructorul. Și atunci, o să fie nevoie să refacem școala DNS cumva pentru clasele 1-4, că copiii din Pâncești, de praza unui Pâncești, deci satele Pâncești, DNS,
special și motoc, o bună parte dintre copiii sunt aduși la școală, nu cu microbuzul școlar, ci cu autoturism în proprietate personală. Și atunci o să fie greu, chiar am avut o discuție cu domnul director, acum înainte de ședință, că dacă ar fi sală liberă la Petrești, o să fie foarte greu ca un părinte să ducă un copil de la Dinesc la Petrești, de grădiniță sau de 1-4. Și atunci suntem nevoiți să facem școala Dinesc. Și vă propun ca la rectificare să găsim soluții, să vedem de unde găsim sumele, să facem noi, ca și la Pâncești 2, partea de toalete și băile interioare, pentru exact modelul, că e aceeași școală ca și construcții, Pâncești 2 înseamnă e aceeași construcție ca și DNZ. Și școala se ocupe de sală de clasă și de... Noi să ne ocupăm de exterior, de fațadă și de băi, să le reconstruim. Luăm în calcul că acolo se desfășoară și alegerile din 4-4 ani, necesită o investiție și școala pe DNS și noi luăm în calcul că pe raza localității DNS nu s-a investit nimic, ar fi oportun să facem și acolo ceva și să rămână. După ce se va reface școala de centru, vom vedea ce utilitate îi dăm, ce soluții găsim pentru... Da, e necesar și o să vin cu altă hotărâți sau să luăm în calcul discuția de astăzi și refacerea școlii de Enes, cum am spus, cu construirea de băi în interior, conform standardelor care sunt cu proiect, cu tot ce ține de Enes. Ne supunem la vot proiectul numărul 1. Cine sunteți pentru? Abțineri, împotrivă. S-a votat în unanimitate. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, construire, parc eolian Balcan 2, amplasat pe raza Comunei Pâncești, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Dau cuvântul domnului primar. Da, vorba de cele 12 eoliene care sunt făcute de domnul de la Club Balcan 2, în vezi de asta. Despre ce e vorba? Noi am emis certificatul de urbanism. Am da, avem un număr de 12 eoliene amplasate pe raza Comunei Pâncești, la care trebuie să fac un plan de urbanism zonal. Dacă v-am mai amintit, am dat noi o hotărâre de Consiliu prin care le-am dat accesul pe drumul de exploatație agricolă ca să poată să se deplaseze la eoliene. Pe lângă toate astea, ne mai trebuie o hotărâre de Consiliu prin care să aprobăm un plan de urbanism zonal. Deci, dă și sunt organizați într-un plan de urbanism zonal, pardon, cu planul general al comunii. Și plan de urbanism zonal, fiecare investiții de cum au ei la nivelul ăsta eoliene, e obligat să facă pe fiecare oate cât un poți. Și noi să fim de acord cu construirea, să aprobăm acest poț. Și bănuiesc că în scurt timp vor trece la execuția lucrărilor. Va plăti, dar nu va plăti impozit la primărie ca și construcție. Au fost comun prin Tulcea, unde au cerut impozit, le-au asimilat cu construcțiile și au cerut impozit și au dat bani înapoi. Și au falimentat primăriile când au trebuit să dea bani înapoi. Cu banii încasați și-au făcut drumul și-au făcut altceva. Și când s-au judecat și zeci de ani s-au constatat că... Da, ei plătesc nu pe impozit pe construcție, plătesc impozit pe salariat sau impozit, mă rog, ca și restul firmelor de... Nu vă referim dacă ajută cu ceva comună.
Da, dacă n-ajută, cum n-ajută țara? Că totuși e energie negenerabilă, regenerabilă, energie verde. Deci până la urmă și Comuna Pâncești se face parte din întregul România. România. Da. Voi aia, mulți trăim noi oameni, putem bine. Să spunem la vot proiectul hotărâri numărul 2, cine sunteți pentru, împotrivă, abțineri, s-a votat în unanimitate. Mergem mai departe, proiect de hotărâri numărul 3, privind înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Comunei Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Da, aici e o discuție destul de amplă, în sensul că Comuna Pâncești e o comună destul de mică și cu câmpiți ani destul de slabă. Chiar dacă ar fi când mulți fără stăpân, să admitem că nu sunt, dar chiar dacă ar fi, n-am putea gestiona. Ce înseamnă serviciul de... Deci ar trebui să fie ca orice serviciu de utilitate publică, finanțat din banii cetățenilor. Deci ar trebui să mai punem la cetățenilor o taxă, deci la cât cere serviciul ăsta, ar trebui o taxă de cel puțin 300-400 de lei de gospodărie. În sensul că trebuie să tehnician autorizat, trebuie să făcut curs pentru că trebuie să tehnician ca și persoană specializată, după aceea e șofer cu mașină specială pentru transportul câinilor cu curs cu astea. Minim doi lucrători sau hengheri, cum se spune, care prind câinii. Câinii care sunt suspecți agresivi de, sau suspecți de boală trebuie să vaccinați de medic veterinar contra plus personalul vaccinat și instruit. Deci are necesitate o cheltuială foarte, foarte mare. Atunci, noi am tot amânat și am tot lungit-o până că am mai primit și o amendă cu vreo lună de 10.000 de lei, în care am plătit jumătate din minim în termenul legal, ca să fie cât mai puțin costisitoare pentru toate. Și ne obligă să luăm o măsură. Și am mai găsit o altă variantă care vă pună o propărit. Deci până să puteți decide. Dacă decide să facem serviciul ăsta, avem mai și toată documentația din înființarea serviciului. Dar v-am spus că e foarte costisitor și dacă e decizia Consiliului Local, noi suntem obligați să o ducem la îndeplinire. Mai angajăm 4-5 oameni cu tehnicieni, cu mașini, cu ăsta, dar să vedem și de unde luăm banii. Ar mai fi o a doua variantă care eu. În firme care se ocupă, în clădiri, e obligatoriu? Da, e obligatoriu, da. La o firmă de colectare a câinilor, deci care e autorizată pentru chestia asta, fiecare câine, Răcăciunul lucrează de 3-4 ani pe o firmă și alte comuni, deci sunt comuni de grad 1 care au fost, s-au grăbit și, adică au fost obligate, nu mai repede să facă cât mai. Nu, au contracte cu firme și știu sigur că da, și-am văzut... Au contracte cu firme și între 800 și 1000 de lei de câini de colectat. Asta înseamnă că îl strânge, îl vaccinează, îl deparazitează și toate. Ea și vicinează în afară. 800 de câini, da. Și e destul de mult, da. Da, noi avem următoarea... Nu mai e luminioasă. Haideți să tratăm cu seriozitate subiectul, că noi cum ăla sunt... Deci ne poate sancționa și cu amenzi mult mai mari sau chiar cu dosar penal când o ducem la deprinderea unui sarcini. Ar fi o a doua variantă, un contract de delegare a gestiunii. Deci delegăm gestiunea către o firmă autorizată, achiziție publică și parteneriat. Deci e contract de delegare bară, deci sau, da? Achiziție publică sau parteneriat. Eu aș merge pe ultima variantă, achiziție publică și parteneriat. Achiziție publică ce înseamnă? La solicitarea țătenilor că avem punctul cu tare 3 câini, colo 5, colo 2, noi lunar sau de trimestrial sau semestrial, în funcție de numărul de solicitări a cetățenilor, căutăm pisica, firmă care e autorizată în prinderea câinilor sau asta, și vedem cât, da, cum facem cumpărat și plătim în funcție de numărul de câini. Deci, ce trebuie, unii trebuie serios, dar bine că ei ce fac, îi microcipează. Deci varianta că îi reîntorc în comunitate și îi prind ușor, că îi, să zicem, că îi țin o săptămână, două și se învață cu lucrătorii de acolo și îi aduc ei, cred că ar cădea, că sunt microcipați și nu poate să îi aducă, dar cei prinși. Dar sunt destui câini care
nu sunt microcepat, să poți să-i aduci de pe raza altor comun. Dacă nu are, nu e microcepat, el poate fi adus, e adevărat, de pe raza altor comun și noi să-i plătim, să-i adunăm. Dar noi mergem pe varianta ca cetățenii care reclamă că au câini fără stăpâni în zona lor, să ne facă și poze la câinii respectiv, să-i putem identifica dacă sunt aia care... Și să-i urmărim, să vedem întâi dacă au stăpân, poate i-au dat drumul stăpânul, să plimbi, poate... Știți? Și după aceea să facem cumpărare. Și o să facem cumpărare pe cap și un contract de parteneriat cu un ONG sau o să vedem o soluție care să ne permită. Aici spune că vrem și îngrijirea câinilor timp de 14 zile în adăpost, deci beneficiarul are anumite obligații în... Bine, intră în costul ăsta de 800-850 de lei de câini. Acum să sperăm că pe raza comunii nu vom avea așa de mulți câini, dar trebuie să luăm o hotărâre în sensul ăsta, să avem contract, să avem... Și în funcție de solicitările care sunt și de identificarea câinilor care sunt pe raza comunii, să facem achiziția publică pentru, cum am spus, trimestrial, semestrial sau ori de câte ori e nevoie. Dacă sunt cazuri când sunt prea mulți și trebuie să facem mai degrabă, facem mai degrabă. Cam asta cred eu că este varianta cea mai bună. Deci înființarea serviciului nu văd posibil la nivelul comunii pâncești. Costisitoare. Foarte costisitoare și aproape imposibil de realizat pe banii oamenilor, știți? Da, cam asta e la problemă. Când ne anunțați, și asta e bun, dar să luăm hotărâre, că trebuie, aprobăm în Consiliu achiziții publică și parteneriat cu ONG sau cu firmă specializată în prinderea. Dacă nu sunt solicitați, nu plătim nimic asta, sau plătim mai parteneriatul ăla? Probabil plătizație, unde, dacă ne asociem cu undeva, o să, e una să dai un 400 de lei sau 1000, 2000 de lei că ești asociat la o ONG undeva, da, astea da, să da. Non-profit, nu să... Vedem, studiem problema, dar asta ar fi varianta cea mai bună, nu știu ce. Bine, noi ne putem, am văzut comuni în județul Bacău, afiliate la un firmă sau ăsta cu Vazlui sau cu ăsta. Deci nu e musai să fie pe județul Bacău. Dacă găsim o firmă cu preț bun la Vazlui care face parteneria cu noi și e bine cu mașina, e prima. Dacă vine la Vazlui, faci parte. Deci supunem la vot proiectul numărul 3. Cine sunteți pentru? Proiect de hotărâre numărul 4 privind aprobarea actului adițional numărul 3 în contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare, operare instalațiilor numărul 1078, 1087, 16.04.2018, încheiat cu SC Ecosud SA, inițiator primarul Comunei Pâncești. Dau cuvântul domnului primar. Da, după cum știți, Comuna Pâncești este arondată în... face parte din ADIS Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, unde suntem 94 de anuateuri, pentru care și Pâncești, da? Și ca și zonal suntem arundați la SC Ecosud SA, stația de transfer Găinceana, ca să identificăm mai clar. Și la articolul 1 se aprobă modificări de s-o aprobat prin un ADIS Bacău, tarifurile în adunarea generală, după cum urmea și noi, în Consiliul Local, urmea să le aprobăm și mai conform adunării generală, avem cu toate. Deci, articolul 1. Se aprobă modificare și completări de către SC Ecosud SA, următoarele tarife, la data semnării actului adițional numărul 3, contractul numărul 10.078-10.087, din 16.04.2018, conform anexei 1, fișa fundamentală, tare care face parte din prezenta hotărârii. Deci, activitate. Preluarea deșeurilor în vederea depozitării. 97,01 lei fără TVA pe tonă.
Deci 100 de lei tona vine un leu și 20 de bani kilogramul de gunoi, ca să degenerăm până la kilogram, să biruim noi 89 de bani. Preluarea deșeului din construcție și demolare, 216 lei tona fără TVA. Preluarea deșeului în vederea transferului, 117,05 tona fără TVA. Preluarea deșeului în vederea sortării, 900 de lei tona. Preluarea deșeului biodegradabil în vederea compostării, 235,95 lei tona. Preluarea deșeului voluminos și a deșeului menajere periculoase, 334,34 de lei tona. Asta se iau separat? Astea sunt tarifele aprobate. Deci dacă un cetățean, de exemplu, demolează o casă și vine, domnule, eu vreau să duc deșeurile la o firmă specializată. Îi dăm adresa și cu 216 lei pe ton, are 10 tone de 160 de lei fără TVA, de 3.300, vine mașina, e încarcă, mă rog. Așa nu se rău nici. Normal așa e corect. Normal așa e corect, da. Și așa se rău. Dar atunci se va din 900 de lei? 900 de lei e la sortare. Da, astea sunt deșeurile voluminoase care le sortează și le, probabil, se referă la plastic, cu pietru, știi. Da, dar astea vin de 3-4 ore mașina până duce o tonă, că pieturile astea sunt voluminoase și el, mașina duce 7 tone de gunoi menajer, dar la cât, domnul Vizionar, cât ia pe mașină? Până într-o tonă, maxim. Cam așa, da. Maxim, tot. Am luat eu 7-8 mașini de carton și de toate și am diluat 180 de lei. Da. Vedem, noi trebuie să... Deci problema deșeurilor, ca să fim realiști, problema deșeurilor e o problemă grea și nu numai la nivelul fundului pe cer, la nivelul planetar, să zicem așa, sau la nivel național. Sunt comuni care gestionează mai bine sau mai puțin bine situația deșeurilor care nu sunt supuse degradării, să zicem așa, a plasticului, a pungilor, a folilor astea. Noi, din păcate, avem o zonă legumicolă unde chiar sunt probleme cu materialele care nu sunt biodegradabile. Deci vorbim de pamplicele alea care nimeni nu le colectează, vorbim de folia care chiar dacă ține 7 ani la... Domnul ce face cu ele? Le schimbă. Colectăm fiecare are în grădină câte o stivă de ei cu mâncași, cu ei. Da, mai bine să nu discutăm. Da. Sunt multe biodegradabile acum. Pentru mulicire, mulcilire, cum se spune, jos, acum este folie biodegradabilă. O are, în 2 ani nu mai există. Da, dar aceea de pe solar nu cred. Alea nu, pentru că nu se poate. Solarele odată la 10 ani, 9 ani... Da, dar nu-i unul schimba anul ăsta, altul la anul, că nu le vin pe la 10 ani. Nu scade, nu. Fiecare an ai poluare, da. Pieturile se rezolvă. Da. Anul ăsta se rezolvă. Pieturile se rezolvă. Ar trebui și să fie un punct și de... 50 de bani, cine vrea... De banda asta și de folii strânsul de bani. Ce? La toate pieturile. La toate pieturile. 50 de bani plasticului. Da, și când o duci înapoi, indiferent unde o duci, trebuie să-ți dai 50 de bani. Problema e în felul următor, că noi putem face un centru de colectare a pamplicii și a folii, dar trebuie să aducem la pamplicii folii. Omul vine cu resturi vegetale, cu... Nu aduce cine. Astea sunt strâns separat. Folia și pamplicii, nu... Da, o să căutăm firme care poate să colecteze și să regenereze, recicleze, pardon, folie sau... În zona Masca, unde e zona legumicolă, au o societate comercială care o strânge, folia veche. Și o și plătește 50 de bani pe kilogram sau modic. Trebuie coptat și adus și la noi, da. Trebuie coptat și adus și în comună acum ce ești să... Duce bani, dacă nu mai avem folie acolo. Da, e ușor să vezi la altul. Trebuie văzut de ce e coptat și aici. De la noi la Marca Nudăși, da, trebuie să ne informăm. Ei au cantități uriașe, aia e problema. Așa ai sens, s-ar aduna și aici, dacă ar fi undeva împrejmuit pe lângă stația de epurare, când au făcut împrejmuit special și cu camere video, să vezi cine intră, ce lasă, ce pleacă și că acum avem și posibilitatea că o să avem curent electric acolo, putem să supraveghem.
să le facem un spațiu amenajat special pentru folie. Dar duce oamenii, le vine ușor. Nu duce de bani, să ducă și gratis, că altfel trebuie amendat dacă nu o duce. Și atunci scăpăm de poluare foarte mare. După aceea mai avem poluări pe Răusos și Fulgerici, că două praie avem care... În fiecare primăvară facem salubrizarea acestor două curăi cu cetățeni de la 416, cu un bielel la școală, cu voluntari, cu... Dar trebuie discutat cu fiecare cetățean, fiecare consilier pe zonă, discutați ca plasticurile și astea să fie date la tomberonile pentru plastic, care le luăm în fiecare miercuri când îi săptămâna plină. Atunci nu mai avea, că e foarte ușor să arunci, e foarte greu să strângi. Le ia apa, le duc în seriate, seriate, în delta și în Marea Neagră și tot așa mai departe. Da, încercăm să, de la an la an, încercăm să... Chiar am vorbit zilele astea pe la, la reciclabil și am zis că dacă nu o să implementează proiectul ăla cu colectare din casă în casă, care iar sunt niște costuri în plus, dacă mai dau o cubelă, se dublează prețul la gunoi și iar o să avem discuții cu cetățenii, să ne dea sarj menajer. Am făcut comandă de 1000 de sarj menajer și o să distribuim la fiecare cetățean sarj menajer și să colectăm noi pe forțe proprii cu muncitorii noștri din primărie. Vă putem sarj în fiecare lună? Da, da, da. E sorgli? Da, da, pe atât. Atunci la scoate. Dacă putem confecționa iar trepiedii din alea de plasă, să mai punem pe la magazine, cum am fost odată, să, prin intersecții, nu neapărat la magazine, dar să mergem pe varianta că acolo... Unde s-a luat, unde s-a luat, unde s-a luat, da, da, da. Cam asta e la punctul. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 4. Cine sunteți pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat la unitate. Nu, nu, avem, mai avem două puncte care le-am suprimit. Da, 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 da. Deci, despre ce e vorba? Pentru stația de epurare de la Petrești, Petrești și Fundul Văi, pentru sistemul de canalizare pe cele trei sate, noi am intenționat să cumpărăm un teren la domnul consilier Manea, care chiar era o sumă acceptabilă pentru a face stația mai aproape de sat, cum mai scuteam și din niște cheltuieli. Dar am vorbit pe la notar, m-am informat și trebuia parcurs etapele alea de publicitate, de toate... Și mi-a luat vreo 3-4 luni de zile și pierdeam proiectul. Perdeam finanțarea și atunci am fost nevoiți, că durează mult și până obțin toate avizele, am fost nevoiți să venim să dizlipăm din Valea Aldan, din lotul de la Pășune, să facem o dizlipire din prima parcelă în colț, acolo cum se termină Pășune, acum mergem către Petrești, la ieșirii din pădure pe dreapta, o vincică de 29.000 de metri pătrați. Am făcut dizlipirea pe lotul. De metri, 29 de ani, 30 de ani. 30 de ani are... 2956 de metri pătrați. 1000 de metri pătrați pe 10 ani, știți? Da, aproape 30 de ani. Da, în prima față și mie mi se pără cam mare suprafața de dezlipire în lotul 2. De ce au făcut-o așa? Pentru că ne obliga să avem drum de acces din drumul județean până acolo. Stația nu putea fi pusă lângă drumul județean, că necesită, nu ne dădea aviz drumul județenic, poate să mai modernizează, să mai măresc drumul în timp și astea că se fac de sute de ani. Și ne-au obligat să o ducem la 10-15 metri de malul Prăului și atunci, fiind o formă dreptunghiulară, că le trebuia lățime, o anumită lățime pentru să încapă stația și o ieși suprafața asta. Dar ea rămâne ca și spațiu verde, să zicem așa, numai ce unde vine pavajele și stația propriu-zisă va fi scoasă efectiv din circuitul agricol de la Pășune, restul rămâne tot iar. La bazin, da. Da, o să fie canale colectoare și toate astea care se duc către stație în curte. Și noi am deja am depus toate avizele la acest proiect.
trebuie să facem la notar actul notarial și procedura de scoatere din circuitul agricol, care e destul de complex și asta la Ministerul Agriculturii. Sperăm că în câteva luni zile să ne dea scoatere. Da, cam asta, despre asta e vorba. De acolo parcela are 9 hectare, din 8 hectare și ceva, luăm 8 hectare 63.000 de euro. Da. Cam asta e cam chiar lângă ferma lui domnul Pasivel. Deci, supunem la vot proiectul numărul 5. Cine sunteți pentru? Abțineri, împotrivă, s-a votat în tare. Da, mai avem un proiect cu privire la introducerea în domeniul public a suprafeței de 545 de metri pătrați curs construcția ferii în bazinul de apă la Pânceș 2 de la SMA, punctul secții, cum îi spunem noi. Și totodată, odată cu adaptarea prezentei hotărâri, hotărârea de Consiliul Local numărul 8 din 3101-2023 se abrogă. Deci noi am mai dat o hotărâre cu... Dacă era prins teren arabil. Era prins teren arabil. Și prin curs construcții. Da, și trebuie schimbat din teren arabil în curs construcții, pentru că e o procedură foarte greu aici să... Și practic nu e arabil acolo. Pe unii bazinul nu e arabil și nu a funcționat arabil suprafața aia. Deci a fost o greșeală. Așa ne-a dat-o să o inițial și... Da, la tine, dar greșit. Și acum să revenim noi cu... modificarea hotărârii asta, ca să putem să facem etabulare și să dăm drumul la lucrarea aia care am vorbit, să suplimentăm necesar de apă raza comunii de la... Da, din arabelă îl transformăm curs construcții ca să nu mai fie nevoie de scoatere din circuitul agricol. Da. Supunem la vot atunci cu modificarea proiectului de hotărâre. Și abrogarea. Și abrogarea, da. Împotrivă. Da, mai avem la diverse câteva aspecte care vreau să le... Deci avem la diverse raportul Curții de Conturi, care am primit de la școală materialele să ne prezentăm. Deci când s-au încheiat 20.01.2023 ca măsuri, au avut... S-au avut venit înapoi la școală? Ca și măsuri au avut... o măsură prin care trebuia controlul financiar preventiv delegat de la contabil, că contabilul nu are voie să-și facă contabilitate, să pună și control preventiv, nu poate singur să controleze. Noi la primărie avem noroc că fac încrucișat, contabilul verifică la venituri și venituri la contabilitate, la cheltuieli. Și în prima fază a fost numită secretara care studii de drept, dar au cerut un punct de vedere de la ANIC, asta s-a și întârziat, de la Agenția Națională de Integritate. Pentru că sunt eu ordonator de credit principal, eu vine de răspunsul negativ, deci odată și eu sunt ordonator de credit, nu are voie să mai aibă control preventiv. Și s-a mai amânat și s-a decis în final ca domnul Popa Ion, care la fel are studii juridice, are facultate de drept, scrie aici diploma, oare. Să fie, să preia controlul financiar preventiv. De ce s-o transmis către Consiliul Local spre informare și transmitem la Curtea de Conturi că s-a îndeplinit și această măsură. Cam asta e. Nu-i voi toți și soții? Primarul. Da, și ea nu avea voie să pună viză de incompatibilitate. Da, rezolvat. Deci, asta ar fi una din puncte. Punctul 2 ar fi o problemă foarte spinoasă cu și de perioadă foarte îndelungată. Secea Modis, condusă de domnul Toma Neculai, care știu cum vă țin. Cu Balta. El, dumnealui, cere o... Hai să vă citesc cererea noastră. Secea Modis SRL cu sediu în Pânceș, Sadinești, județul Bacău, vă aducem la cunoștință că terenul suprafață de 17.170 m² figurează în cartea funcțională numărul cadastral 61.097 ca teren neproductiv. Da. Noi știm unii figurează că e terenul Consiliului Local, nici nu trebuia să ne informeze el cu chestia asta, dar să zicem că
o arăta că știe și el ce a făcut. Drept urmare, văzând conținutul adresei numărul 1257 din 31.03.2021, în care ne aduceți la cunoștință că în ședința de Consiliu Local din 26.03.2021, consilierii locali și-au dat acordul de principiu pentru încheierea unui act adițional la contractul de concesiune numărul 1930 din 4.10.2004, în temeiul articolul 13, capitolul 9 din contractul cadru. De aceea vă solicităm introducerea acestui punct pe ordinea de zi în ședința Consiliului Local din luna martie anului curent și adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local care să consfințească votul exprimat în data de astăzi. Dar presupunem că se impune soluționarea imediată a cererii noastre, deoarece societatea noastră, deși stăpânește acest teren încă din 2004, nu deține un document în acest sens. Anexăm de asemenea o copie după avizul numărul 2369 din 9-12-2020 și după adresa din 1257 din 31.03.2021. Și aici mai pun eu anexează un certificat de urbanism către domnul președinte județean, aviz că în primărie cu județul Bacău, da, avizul, aici ne dă o adresă prin care Consiliul Județean Bacău dă avizul de construire, este de acord cu certificatul de urmări și autorizația de construire de către Sicea Modis, în scopul din Ramnei Sfântului. Luăm, după, aducem dosare și vedem. Nu, vă spun. Aici, zice, în hârtia asta zice 1 hectare, dar astea îl dă în 2004. S-a emis autorizația de construcție. Eu descriu ca să înțeleagă toți consilierii. S-a emis autorizația de construcție în 2004, s-a lungit până în 2007, 10, 12, s-a făcut în loc de 4 hectare, 6 hectare. După aceea, ce s-a mai întâmplat? Uitați, scrie, certificat de urbanism, eliberat numărul 179 din 17-12-2004. Deci, certificat de urbanism din 2004 și autorizația a fost până în 2013 valabil. Se prelungește certificat de urbanism în 2006. Și după aceea s-a eliberat o autorizație de construcție pe un plan de urbanism zonal pe 6 hectare. Între timp, dânsul nou accept în actul adițional prin care i s-a mai atribuit, tot prin hotărâri de construcție, încă 2 hectare, scria clar acolo în contract că restul clauzelor rămâne schimbate. Ceea ce însemna că și clauza contractuală financiară rămâne schimbată. Și atunci dânsul trebuia să plătească în loc de 4 hectare 6, ca și redevență. Nu a dat în judecată, a dat primăria în judecată. Nu, noi am dat eu. Somn noi pe ei, na, domnul secretar este mai bine, domnul consilier că era secretar. Și am pierdut că judecătoria o analizat și o decis că hotărârea de Consiliu a fost ilegală. Deci noi acum nu putem să repetăm aceeași greșeală pe care judecătoria a spus clar că e ilegală. Da, nu v-am scris la cuvânt, veniți cu o explicație, poate găsim o soluție, sunt de acord. Dați-ne explicație dacă ați fost secretară, ți-am știți. Domnule, pun o întrebare logică la colegii consilieri. Da. Te într-o situație de ProTV, România TV sau care emisiune mai doriți. Această societate, prin Toma Nicolae, stăpânește real un teren. Nu vorbim de unde e construcția casei. Acum, speța e pe terenul în afara construcției casei, pe acela are contract. Pe cât? 7.700 de metri sau cât? 2.800 de metri. Aici se referă la pământul din jurul bății. Plătește taxe și impozite locale, dar pe care teren plătește? Și pe ala nu plătește. Pe aia e 28 de metri plătați. Deci eu vă... De 2008. Hai să vă arăt ce s-au făcut în decursul timpului. 3.000 de în 2018, când domnul Ionuț era secretarul comunii, am analizat că în, după judecată s-au anulat cele 2 hectare. Deci nu le-au mai avut în... S-au luat hotărâre cu asemenea și au rămas din loc de 6 cu 4 hectare. Și atunci au rămas cu construcțiile alea betonate mari, fără teren. Și la un moment dat, dar construcțiile se le plătesc impozite și n-am teren loc. Și am găsit o documentație, domnul secretar, o găsit o documentație în care 28 de are erau scoși din
scos din circuitul agricol de la Pășunii. Practic, parcela aia, în afară de apă, e trecută la un domeniu privat al comunei Concești, în inventarul de la Pășunii. Și li s-a încheiat în 2001-2019, s-a încheiat un contract de concesiune, deci nu act adițional, contract de concesiune. Vă amintiți, domnul Sfântul, da? Lasă-mă. Un contract de concesiune pe 35 de ani. De ce s-au luat 35 de ani? Ca să se termine odată cu cel de 2004. Se pare cât mai are până la... Da, exact, da. Deci în 2054 dă să termină contractul inițial și poate să mai prelungească încă cu jumătate, încă cu 24,5 ani. Până în 2078 toamna. Așa. Până crapil. Deci noi i-am dat aia 2800 de metri pătrați cu o redevență anuală de 500 de lei, care o plătește anual aici la primărie, până la 31 respectiv, până la data 39, calculând la costul de 8 euro dolar și ăsta. Omul își plătește clauzele la zi. Nu mai vorbim de alte modificări, că nu are rost că 70.000 de rafturi cu Toma și cu 10 amorezi. Dar ca să pot să mai atribui alt teren în concesiune, cum am atribuit în 2018, prima condiție trebuie să-l ai. E foarte logic, ca să poți să dai ceva, trebuie să ai. Noi avem terenul, numai că l-avem la Pășuni. Acum am făcut o inițiere prin care să scoatem de la Pășuni. Nu ne-a venit niciun răspuns. Sau ne-a venit doamna secretară, avem un răspuns? Nu. De ce nu ne-a venit? Pentru că suntem în afara legii, nu putem scoate. Nu am putea zi unul negativ. Mai trimiți o dată și să mă trimit tot, să mă așteptăm un an, doi, dar dacă ce niște lucruri în afara legii, mine ar trebui totuși să dea și negativ. De ce primările mai uită să răspundă la instituțiile că am răspuns? Odată ce nu-i scos din circuitul agricol și nu probabil dacă venea cu bănuiesc, că dacă aveau cum mergem noi acum cu stația de iepurare la Ministerul Agriculturii cu documentație, pentru ce scoateți de la Pășuni? Pentru stația de iepurare. Să aprobă. Dacă zici, doamne, vreau să scot 3 hectare din circuit, pentru ce, doamne? Să-l dau la niște societăți să facă afaceri și asta. Nu te-l dă. Sau dacă societatea vine cu că face un cămin pentru bătrâni sau face ceva, probabil să aprobă, dar trebuie să te duci cu o documentație. Noi am trimis numai o scoatere din circuitul agricol, fără prea multe motivări acolo ca să fie plauzibil, știți? Și atunci, din punctul meu de vedere și din punct de vedere legal, singura soluție a lui domnul Toma, ca să închirieze teren, și nu numai un hectar 70 cât cere, deci poate să închirieze și 5 hectare, se închirieze ca și Pășunii, prin care poate să-și facă umbrele din alea volante, că nu-l oprește nimeni, dar se închirieze în calitate de crescători de animale, deci să-și ia capul, oi, vacă și concesionează 2 hectare, 3, 5. Deci, în 2004, costă ambiguitate în contractul inițial, prin care se închiria 4 hectare cu teren aferent, care nu mai spunea prea multe lucruri. S-a constatat că, de fapt, alea 4 hectare reprezentau numai balta și jurul din părții care, în teren de care se poate folosi în activitatea lui recreativă, se poate utiliza. Ca să nu... și ulterior s-a mai dat 2 hectare. Curtea de control a impus acele 2 hectare la aceeași redevență ca balta. Și de aici a început nebunia. Care nu s-a terminat nici acum. Dar, cumva, întreb și eu. Da. Care e rezolvarea, domnul primar ăsta? Rezolvarea, știți care e? El, de fapt, are unde stau pescare, stau pe terenul primăriei. Da, dar nu deranjează cu nimic dacă pe jurul lor ar concesiona altcineva, să zicem, pentru să crească fazani. Cu cel încurcă, că stă așa la cu undiță, așa la pas, că crește fazani sau iepuri sau pas cărlani sau ce face el. Rezolvarea? Nu, eu vă spun că pe Toma, ca să fim deschiși așa, primăria nu l-a ajutat, ci l-a încurcat. Adică nu i s-a spus adevărul verde în față. Doamne, ai luat 4 hectare cu terenul aferent. El nu înțeles că terenul aferent e tot ce e în jurul bărții. Cum sunt foarte mulți cetățeni care cred că au o bucată și tot ce e în spatele bucății lui se cuvine. Deci tot, dar nu e al meu, că e în spatele bucății. Cât ar trebui să fie terenul aferent? Bărții înseamnă terenul pe care stă balta, că ea stă pe un teren, nu stă în aer, stă pe un teren. Deci înseamnă teren de sub baltă și malurile, dar vă arăt...
edificarea clară. Deci terenul aferent cu malurile care înconjoară balta. Deci cum ar fi balta stă într-o farfurie, da. Farfuria ăla e terenul de nucu, terenul aferent că-ți vezi tu poți în jur, că ieși în stânga și în dreapta. Deci îți o limită de metri, 10 metri. Păi, acum ai pus și asta e terenul aferent. Să știi omul îți bagă ceva. Primăria Pâncești, Consiliul Local, când i-a acordat această concesiune, apa aia cui? La primărie. Și-o plătește tot? El nu plătește la... El plătește la apele române... Umplerea Bălții. Umplerea Bălții, că e apă din lac. Și e altă discuție. E apă din, da, da, e apă din apele române, dețin și apele terestre și subterane. Deci dacă să-i pompă în pământ și trage apă de acolo, tot la apele române plătește. Dacă e din lac și-l pui în baltă, tot de la apele române plătește. Deci eu vin cu o propunere și aș vrea să fie consemnată în procesul verbal ca să nu ne stăm să ne argumentăm unul pe altul sau o mediere la prefectură cu niște juriști, cu actele domnului Toma, cu actele Consiliului Local și ale primării, vedem, domnule, undeva cum se poate soluționa problema asta, pentru că și la peste două mandate de primar care o să le aveți, tot aceeași problemă va fi. Da, atunci dacă tot credeți că... Adică dacă prefectura va spune, băi, Toma, Amotis, asta e, las-o așa, nici o problemă, dar totuși trebuie să scăpăm din problema asta. Păi nu prea scăpăm, pentru că noi am mai dat o hotărâre de Consiliu, cred că prin 2012, prin care Consiliul Local îi înjumătățește redevența. Ce e total ilegal. Deci nu stă în puterea Consiliului Local să dea o hotărâre peste legea 68 care... De ce ține aminte, e posibil să fi fost consilier atunci. Da, e adevărat, da. Deci știu că am fost consilier. Păi tocmai de asta și spun, că am fost consilier. Și știu că... Dar nu relegăm de problema asta cu acest teren, care nu o să soluționeze decât, dar probabil o să dea... Până atâta timp când nu avem scoateri de la Pășune, nu se poate concesiona, e clar. Deci, nu, ce mediere să avem... Era un teren aici cu domnul de la direcția agricolă și a zis că se poate. Că se poate, dar cu scoaterea din circuitul agricol, noi l-avem etabulat, noi l-avem etabulat în domeniul public la Pășune. Deci nu există... Dar noi că ne l-am dat, pe ce suprafață are... Erau dosare la primărie, tot... Da, noi pe 200 de șuri... În 2004, când i s-a dat lui. În 2004 i s-a dat 4 hectare. Plus, dar avem aici contractul. Plus, i s-a mai dat 2, este 3 luni. I s-a mai dat 2, prin care el nu plăti pe la 2 și s-a luat înapoi. I s-a anulat hotărârea de Consiliu și s-a luat înapoi. Cele 2 hectare vor fi supuse regimul taxei impozitului locale. Deci, cumva, e acordat, cumva. Păi, cum să fie supus... Aceeași hotărâre, tot din Consiliul Local, în ce dat. Dar cum odată, dacă nu au avut scoateri din circuitul agricol? Atunci nu era problema asta. Nu era tot, dar întotdeauna a fost terenul Pășunei, a avut regim ca regimul Sielii. Pășunea era de 2014 sau nu știu când, nu mai țin. Pășunea e din 2012. Înainte de decizia prefectului, poate, dar deciziile de atribuire a pășunilor în proprietatea OAT au fost de prin 92, imediat după Revoluție. Da. Părerea mea este să vă întâlniți cu cineva de la prefectură, deci, găsească o soluție. Să găsească, de 2004 până putea să găsească. Că mulți, eu am avut discuții, în discuții cu domnul Tom. Toma, și chiar mi-amintesc că în 2004 eu spuneam, doar, dar un contract inițial scria că societatea trebuie să dezvolte, să facă restaurant, să facă agrement, nu știu ce. Dacă nu îmi dai terenul în Unifar, e posibil că tu ai luat balta și poți să faci suspendat, să-l faci suspendat deasupra apii, restaurantul, te duci cu bărci, cum îți spun alte părți, deci dacă n-ai cerut alt teren, atunci, dacă cerea teren, trebuia să-i să facă de atunci scoatele nu, sau îi dădea pentru altă activitate, nu de agremente, îi dădea piscicol și trebuia numai balta. Păi se înțeleg el cer un teren, care-i Pășunea. Da, și noi o putem da. Care nu există, de fapt. Nu există teren, nu, dar e Pășunii. Și nu are un regim special. Deci noi, el cere ceva și nu deci noi, e ilegal? Da, e ceva ce nu e legal și nu poate să înțeleagă. Deci noi am dat din terenul de la cariera Abel, la Răcătău acolo, s-o dat de către primărie, de fost de conducere, vreo 20 și ceva de hectare de teren arabil în proprietate privată, prin diferite legi, fie la veteran, fie că o câștigat în instanță și trebuia pus o hotărâre și nu aveam să-l pun în posesie,
Și s-au fost 20 ceva de hectare. Am fost la judecător, la direcția agricolă, la doamna jurist, cu domnul secretar Bugaciu și spunea clar că le trebuie anulate toate titlurile, că e pășune. Deci să anulăm și ce s-o dat de acum 10-15 ani, 20 de ani urmă. Deci, nu ne jucăm. Singura chestie care ne poate da voie să... Și aici fac o paranteză că am ajuns la Pășonii, că am avut o ședință la Direcția Agricolă, în care am fost invitat sub primare și spune că Pășonii care nu au bonitate, la un anumit grad de bonitate, care îl avem scris la APIA, acolo scrie pe fiecare, de la OSPA treci prin APIA fiecare Pășonii, poate fi împădurite, dar nici singura chestie, dar nu nici de cum înstrăinate sau concesionate. Consiliul Județean Bacău, în data de 17-12-2004, spune așa. N-aveți ce vota, că eu am pus-o la discuțiile care e viață, ca să fie scucit. Avem un suprafață total de 60 mm pătrați, se află în Zdraglan cu unii Buncești. 6 hectare. Da, care... Intravilanul cum îi gângești. Exact. Dar nu erau atunci, nu erau intravilan, că erau la Pășune. Deci s-au dat niște acte, cum am spus, noi l-am încurcat decât l-au ajutat. Da, și primăria nu vrea să descurce. Primăria nu vrea să descurce. Păi, dar primăria o încurcat cu făcută ilegalități și acum ce vrei să facă? Păi, să descurce ilegalități, deci nu. Să descurce, ieți-l ilegal, nu primar, nu ce păi, e nimeni ilegal. Chiar și aia cu 28.000 de metri pătrați care am dat, și aia scărții, dar hai să zicem, că erau scărții. Nu scărții nimic, primar, am fost la prefectură, nu scărții nimic. Scărții, că trebuia scos la licitații, trebuia ca edisații. Nu, avea drept de preemțiune. Avea construcție, avea certificat de urbanism, avea autorizație de construcție. Ei, de asta s-a mers, că s-a construit și a fost greșeală la primărie, că i-a dat autorizație, că nu trebuia să-i dea. Și-a urbanism, nu? Și-a avut și o autorizație, nu certificat, a avut și o autorizație. Păi, dacă nu se eliberau alea? Da, ei, acum i s-a dat și are sub construcție, are terenul, restul să-și facă treaba. Și dacă singura soluție să mai... Ce putem face acum, ce se nu facem nimic. Singura soluție să aștepte scoaterea din circuitul agricol, dacă nu se vină cu documentație mai plauzibilă, să trimită la Ministerul Agriculturii, să scoatem din circuitul agricol de la Pășunii terenul, îl scoatem la licitație și îl solicitează. Dacă mai vin 3-4 și crește prețul de la 2 lei la 7 lei, la 70-800 de lei, el să dea mai mult decât toți, că dreptul pensiunii nu există. Decât pentru unii au fost construcții, da, acolo am acceptat că a fost legal, dar restul nu. Deci, nu știu cum se rezolvă treaba asta. Probabil în favoarea lui, 99%. Ba, dar am judecat. Păi, de asta i-am și spus. Dacă vine hotărâre judecătorească, da. Eu pun în aplicare. Ridică mâna sus. Domnul judecător a decis să-i dăm 70 de hectare de pășune. 70 îi dăm. Și să răspundă cine decis. Da, nu eu. Trebuie o de ce să răspund eu pe niște ilegalități care mă cost nesomnul și liniștea mea? Fie asta cea mai mică. Asta? Da. Să fie, da. Dar măcar cele care nu le știu nu mă afectează. Să mă ferez de care le știu. Mai avem o chestie tot la diversă, care sper că domnul Bugaciu să ne mai ajute și aici. Cu școala aici atelier. Aici nu v-am ajutat? V-am dat sfatul. Da, dați-l și aici la școală, că l-ați dat bine și aici, vedem cum îl dați la școală. Școala aici atelier la principiu. Aplicați acolo, cu o trece de cătăresc. O aveți? Putem? O aveți? Era la domn primar în birou. Aia care ați văzut-o la mine în birou și ați nu citit... Știu, nu mai țin minte. Ascultați-o un pic. Aia care ați citit-o la mine în birou, am citit-o de la Nina. Și era ei și mi-a luat-o și... Măcar n-am fost inspirat să facem o copii. Nu am decât primele hotărâri. Ultima hotărâre. Ultima hotărâre a venit prin 2018. Proprietarul tenelor de acolo, da. Deci ne-am judecat și posta conducere spunea că o câștigat ea și trebuie să mergem să dăm jos firele cu Ionul, cu Bilgazul și să-i dăm construcția sau să o demolăm și să-i dăm construcția. Când am intrat în primar, da, eu sunt de acord, dacă judecătorii au hotărât așa, dar i-am cerut Lunina, când el a venit atunci, Chergăș, i-a să vină cu hotărârea judecătorească, să vedem ce spune în hotărâre. Da, atelierul. Când am citit în hotărâre, nu scria să-l demolăm, scria că atelierul cu 550 de metri pătrați rămâne în proprietatea publică a Comunii Pâncești și diferența de teren de la 550 de metri pătrați, care are 1000 de metri pătrați, se restituie vechiul proprietar. Și obligă primăria să-i dea teren la schimb, la fel cu ăla. Și zice, domnule, dar cum să strică construcția, să o demolez, dacă aici scrie că nu se demolează? Și au rămas moarte. Acum vine o verișoară de ei,
care la fel solicită să-i dăm școala cu totul cu ei. Și tot de ea noastră, în inventarul public. Și chiar nu găsim o hotărâre, domnul secretar. Trebuie vorbit că e bine, dați-ne hotărârea, să nu uităm și o luăm numărul hotărârii, să mergem la instanță, să mergem la instanță și cere după număr. Da, acum da, tot trimite pe cineva de pe la televiziune, ne filmează pe aici, că nu vrem să-i rezolvăm speța. Procură la cineva de la televiziune. Am făcut procură la cineva și acum e ce cer, ca să concluzionăm, să vedem dacă consiliul... Aia 5 ari, 500 de metri pătrați pe care i-a amplasat școala, să-i dăm un schimb la, într-un pus unde avem noi la fundul văii, că la Dinezi nu mai sunt cât limitate. Știți, sunt în capăt acolo, da, în planul da. Văii. Da, noi am fost de acord, dar ea vrea că după ce dăm schimbul ăsta să facă ea schimb cu schimbul nostru cu școala și să ia tot școala. Deci e o chestie cam cum trebuie să termină așa, dar tot se descarpește. Și am zis, domnul, hai să facem schimbul ăsta, da. Eu vă spun de pe acum că sunt de primar atât, fac schimbul ăsta, da, sunt de acord. Nu putem, nu putem face nimic până în momentul în care nu se vede, nu avem... Nu, dar schimbul de... trebuie văzut în prevede și în lege, că terenurile care... domnul Mătău, a fost primar. Eu mai atribuit schimburi de vreo două, trei ori, dar le-au refuzat catastrofal. Nu le-au primit și deci pot să-i dai omului cu sâlă dacă nu au vrut să accepte. Deci s-au mai atribuit la schimb și la DNS. E așa și unde am mai legat atunci în comisia locală, în primul ca și președinte. Am văzut eu să îi dea teren în schimb pentru suprafața adusului atelier acolo. Trebuie călămida. Nu știu cum da. Am uitat, am uitat spre băieții tari de bușcări jandar. Fănel. Fănel. Și artiști doi, mi-a spus. Nu, mai primul dată, nu știu, ce minte că 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 primul dată, clădirea în sine, ce mai... Acum am zis să, ca toate școlile, să deci... facă niște măsurători, să vedem ce teren a rămas acolo și ce teren trebuie dat. Are legătură cu proiectul discutat? Nu. Face parte din spețele care sunt la nivel de comună și... Nu, mă gândeam că așa va fi dotată cu ceva. Nu. Deci toate dotările, că domnul consilier Moțu cu puncta bine că de Purgerschel, deci... Toate dotările fac efect numai la școli, unde au cu ele. Unde nu au elevi, nu, funcționar. Doamna secretară, ați mai solicitat ceva de la instanță, vă hotărâi în ultima perioadă, le iau în digital, le iau în numerotate sau trebuie? Nu, tot așa, trebuie să scoți din arhivă. Am mai solicitat. Da. Ceva, din doar mi-ar trebui numărul hotărârii și atât. Îți vorbesc cu persoane care solicită. Poate, hai să... Îmi dea numărul ultimei hotărârii. Înțelegem, dăm hotărârea sau aia care solicită nu are hotărâre, au zis că a avut o Nina. Nina e plecată din comun, are numărul, slabă nu are, că nu știi, de unde s-o cu opinia pe Interpolul. Dacă faci la instanță, trebuie să-i numărul hotărârii. Da, bine că nu ne-am apucat de darmat fără să se întâi hotărârea, că intram, trebuie să o reconstruim. Asta e bun. Ce hotărâre, ce scrie... Da, asta e probleme, dacă sunt pe diverse, de fapt. Mulțumim. Am ieșit lucrurile, dar am făcut. Da, pentru că mulțumim pentru participare și de bună continuare.